Bună seara, doamnelor și domnilor! Pe 5 noiembrie, toți locuitorii Republicii Moldova sunt așteptați la vot pentru a-și alege primarii. Și locuitorii din Chișinău sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege primarul capitalei. Pentru a-i cunoaște mai bine, vom organiza începând cu astea dezbateri electorale între acești candidați. Haideți să-i cunoaștem mai bine pe ei, candidații, ca să putem alege liber. Pentru că timpul în cadrul dezbaterilor electorale este foarte scump, începem cu prezentarea candidaților din prima rundă de dezbateri. În studioul Alege Liber sunt domnul Constantin Butucel, candidat Partidul Acasă Construim Europa. Bună seara, bine ați venit seara, la noi! Bine v-am găsit. Domnul Andrei Munteanu, candidat Partidul Noi, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Ion Ștefăniță, candidat Partidul Respect Moldova, bună seara, bine ați venit la noi! Și domnul Ștefan Urâtu, candidatul Partidului Voința Poporului. Bună seara! Bine seara. Ați venit la noi! Bine v-am găsit! Tot în cadrul dezbaterilor de astăzi, de la TV8, a fost invitați domnul Ruslan Codreanu, blocul Ruslan Codreanu, și domnul Vasile Costiuc, Partidul Democrație Acasă, dar aceștia nu au dat curs invitației noastre. Înainte de a începe dezbaterele, pe scurt vă voi prezenta care este structura dezbaterilor pe care le organizăm în această seară. În total veți avea la dispoziție câte 8 minute pe care le veți consuma în câteva runde. Prima este 1 minut de prezentare, 2 minute răspuns la întrebările moderatorului, 4 minute dezbatere între candidați și minutul final. Vă amintesc că în cadrul dezbaterilor nu se admit mesaje de incitare la ură, violență, atacuri la persoană sau mesaje de discriminare rasială, religioasă sau de alt gen. Acestea fiind spuse, vă invit să începem dezbaterile electorale cu primul minut de prezentare. Domnul Butucel, începem de la dumneavoastră. Bună seara, stimați telespectatori, în special locuitorii municipiului Chișinău. Mă numesc Constantin Butucel, sunt candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Reprezint partidul Acasă Construim Europa. Am 35 de ani, sunt căsătorit, am revenit recent din Olanda, unde am locuit și am muncit 12 ani în domeniul construcției. Această companie... Am avut succese mari în Olanda. Anul trecut am luat un premiu foarte mare la nivel de țară în domeniul construcției, numărul 1. Și acum suntem pregătiți, necesar pentru a ne implica în dezvoltarea infrastructurii și toate rezolvarea problemelor în municipiul Chișinău, cum ar fi corupția, câinii maidanești, reorganizarea transportului public, curțile capitalei și dezvoltarea infrastructurii, cum ar fi râul Bâc și multe altele. Da. Mulțumim mult. Domnul Andrei Munteanu, un minut pentru dumneavoastră de prezentare. Bună seara, stimați chișinăuieni, stimați locuitori ai capitalei. Mă numesc Andrei Munteanu, candidez la funcție de primar de Chișinău împreună cu partidul Noi, Renoim Moldova. Sunt activist în domeniul academic, lector universitar pentru Universitatea Ion Creangă din Chișinău și pentru Universitatea Baden-Württemberg, filiala Heidenheim în Germania, unde activez ca lector extern, lector de economie. Vreau să particip, să vin în fața dumneavoastră cu chemarea de a vota pentru candidatura subsemnatului și listei de consilieri, pentru că noi credem că pentru dezvoltarea autentică a unei țări, inclusiv a capitalei, este posibil doar dacă se mobilizează suficiente resurse interne, capacități umane, astfel încât să fie posibilă dezvoltarea. Parcursul istoriei, cunoaștem o sumedenie de cazuri când diferite țări au avut conflicte cu vecinii, dar s-au dezvoltat numai acele țări care au reușit să mobilizeze pe interior. Mulțumesc. Mai departe, domnul Ion Ștefăniță, vă invităm pe dumneavoastră să vorbiți, vă prezentați într-un minut. Bună seara, mă numesc Ion Ștefăniță, născut pe 3.03.1980. Cu cei 7 ani de acasă am pornit pe linia vieții, respectiv licență în istorie, licență în juridică, absolvent a facultății de drept, Universitatea de stat, 32 de restartări profesionale în 32 de țări ale lumii, după turul Europei, turul lumii. Am revenit acasă cu multă motivație.
În 12 ani am dus interimatul funcției la Agenție de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, autorul cărții Carte Neagră a Patrimoniului Cultural al Municipiului Chișinău, autorul cărții Retro Chișinău, pe linia vieții, merg cu sloganul Scop fixat, scop realizat și fiecare zi ca ultima, lăsând amprente pozitive pe linia vieții. Mulțumesc mult! Domnul Ștefan Urâtă, sunteți invitat să încheiați această rundă de dezbateri. Un minut pentru prezentare. Mulțumim! Bună seara, stimați chișinăuieni și locuitori a suburbiilor. Eu sunt Ștefan Urâtă, sunt doctor în fizică, sunt conferențiar, profesor, predau la universitate. Împreună cu echipa Voința Poporului și grupul nostru de consilieri pe lista Partidului Voința Poporului, am decis că azi Chișinău are nevoie de mine, de o personalitate care se poate aduce o împăcare între primărie și puterea centrală, o personalitate care se poate promova schimbarea în municipiul Chișinău, în așa fel încât cetățenii, locuitorii să fie tratați ca oameni, și șoferii, și pietonii, și vânzătorii ambulanți, și profesorii, și lucrătorii de la grăniță de copii. Asta vom face. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următoarea rundă de dezbateri, cea care îmi place mie cel mai mult. Am să vă adresez întrebări pentru fiecare dintre candidați. Domnul Butucel, o să începe din nou cu dumneavoastră. Partidul din care faceți parte se numește Acasă Construim Europa. Da. Dumneavoastră personal, ce ați construit în Republica Moldova? În Republica Moldova, personal, n-am construit nimic, dar am ajutat multe familii să procure căs, familii sociale, care am 3 sau 4 la nume. Dar construit, n-am construit. La moment am pregătit proiecte pentru dezvoltarea Chișinăului. Da, mulțumesc mult. Următoarea întrebare este pentru pentru domnul Ștefan Urâtu. Eu nu neapărat am să respect ordinea, sper să nu vă supărați. Domnul Urâtu, e o întrebare pe care v-am adresat-o de multe ori, dar urmărim evoluția ei. În 2006, Federația Internațională Helsinki, știți despre ce vă întreb, a exclus... 2005. A exclus Comitetul Helsinki pe care îl conduceați pentru acte de corupție. Ați respins acuzațiile care vi s-au adus, ați spus că veți merge în judecată, ați câștigat procesul? Deci este aproximativ ceea ce ați spus dumneavoastră, este adevăr, numai că, de fapt, Federația Internațională Helsinki era datoare guvernului austriac pentru impozite. 1.500.000 aproximativ de mii de euro pe care nu le-a achitat. Și Federația era în criză, putea să fie desființată, se punea întrebarea desființării. Fost Václav Havel, fost președinte a Cehiei, care era de acord să plătească această sumă, Federația nu a acceptat și eu crezut că dând vină pe Ștefan Urâtu și declarând că la dânsii este toleranța față de corupție este zero, au încercat această cale și asta a fost la, cum spune, la cheremul guvernanților de aici. Am înțeles. La Cotniuc și ceilalți. Spus că mergeți în acum judecată. Vă spun, am mers în judecată. Da. Am mers în judecată. Am câștigat prima instanță. La a doua instanță, deci era de acum, vă spun, pierdut din start, pentru că deja era statul corupt, erau judecătorii. Da. În afară de asta, anticorupție.md, care până acum îmblă cu minciunile și, de fapt, papă granturi europene, deci aceia au făcut trimitere că Chipr, la Curtea de Apel, că Chipurile ei au luat informația asta de pe un site din Balcani, care de fapt nu avea nici autor. Dumneavoastră, în principiu, ați răspuns la întrebarea mea legată de procesul de judecată. Următoarea întrebare pentru domnul Ștefăniță. Timp de 12 ani ați condus Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, cel mai lung mandat, nu? În calitate de... Doar în Republica Moldova e posibil așa ceva. Da, în calitate de conducător interimar. Un raport recent al Ministerului Culturii, care a fost publicat după ce dumneavoastră ați fost demis din această funcție, cu privire la monumentele demolate, prezintă o
asemenea situație, am să invit colegii să ne arate la ecran ce au descoperit cei care au făcut acest raport de evaluare, cum a fost posibil ca, iată, sunt poze ale unor clădiri istorice din Chișinău, cum arătau ei în 2010, când dumneavoastră ați preluat mandatul de șef al agenției, și cum arătau ele când ați plecat dumneavoastră din această funcție. Exact. Da. Deci aceste Da, l-am văzut clădiri... 29 iulie la ora 11 a ieșit acest comunicat de presă pentru 6 adrese. Deci eu am monitorizat cu atenție tot ce înseamnă activitatea agenției Post Ștefăniță. Vreau să vă spun că același lucru l-am prezentat și eu în Cartea Neagră a Patrimoniului Cultural. Păi cum a fost posibil să degradeze așa monumentul acum, noastră? Acum, ce aici vă spun, acolo unde este o adresă ruinată, unde au rămas doar 15% din fondul construit a unui mobil declarat protejat, Ștefăniță a dat decizii prin articolul 40 al legii ocrotirii monumentului, ceea ce presupune. Pentru mine viața omului mai mult contează, în cazul când este probleme de rezistență și prăbușiri, astfel decizia am dat la Micle 11, de exemplu, da? Da, și astăzi această adresă se bucură de o a doua viață. Înțeleg, deci, dar reconstrucție... ce fel de viață? Haideți să ne uităm cum arată. Deci era un, atunci, un conac și uitați-vă ce arată. Nu, eu știu ce a fost acolo, da. Că vă dau în bază de date toate fotofixările cu situația reală din cea mai este istorie. Asta? Seamănă cu un monument? Deci, ce aici vă spun, dați astăzi să ascultăm ce aici spune stomatologul, să ascultăm ce spune stomatologul. Ce spune specialistul monumente? Ascultați. Dacă nu, atunci se face interpretări, astfel că aceste 17 ruini care încă le-am constatat în 2010, unele din ele au a doua viață. Este activitate economică, sunt locuri de muncă, sunt impozite acumulate și părinții dumneavoastră și părinții mei au o pensie asigurată. Nu mai sunt și noi bugetarii avem un salariu dat la timp. Pentru mine, scopul dumneavoastră era să protejați monumentele. Exact, da? În prisma legii, legea ocrotirii monumentului, articolul 40, deschideți legea și deci spune articolul 40. Atunci când sunt scindări fizice, când este pericol de prăbușire, eu am mers pe eutanasie, da? O fac așa și europenii, așa am făcut-o și eu. Respectiv, eu am mers permanent prin prisma legii. Și în Consiliul Național al Monumentului Istoric a fost 10 ori măsoară și odată votează. Da. Mulțumesc mult pentru răspuns. Domnul Munteanu, o întrebare pentru dumneavoastră. Vine din declarația de avere. Da. Am văzut-o, n-am înțeles-o. În declarația de avere depusă la CEC, indicați că în 2022 nu ați avut niciun venit și în general nu aveți niciun bun. Nici bun imobil, nici mobil. Nu vă supărați, dar așa este. Dar cum ați trăit un eu an de zile fără venituri? Venituri modeste, pentru că aceasta e filozofia vieții mele, dar totodată asta nu înseamnă... Eu, de exemplu, când mă duc și predau lecții în străinătate și mie mi se plătește numerar. Da? Și în afară de aceasta, vreau să zic că eu mai scriu recenzii pentru care primesc anumite venituri, plus la aceea vreau să zic că primesc salarii la universitate, uneori pe ore. Dar sunt venituri, nu le-ați indicat? Adică ați avut niște venituri în 2020? Au fost niște venituri, dar ele sunt modeste. Da, deci aceea... Dar haideți să dați-mi voi, dacă e posibil, uitați-vă. Deci... Noi acum trebuie să aducem valoarea adăugată acestui timp formal organizat. Deci dacă rapoartele de avere au fost verificate deja de Ministerul de Interne, de Serviciul de Securitate, etc., etc., și am fost incluși în lista, în lista pentru candidat, deci ni s-a permis să candidăm. Eu nu înțeleg de ce rost are să discutăm la nesfârșit despre acest subiect care nu contează. Pentru că el trezește nedumerire. Cum poate cineva să trăiască fără niciun fel de venit? Ieși din casă, trebuie să... Te deplasezi din punctul A în B. Ai nevoie cel puțin de 6 lei pentru transportul deci public. Deci eu vă zic, deci toate lucrurile acestea sunt absolut legale. Am și înțeles. Absolut ferești. Ok, asta vroiam ca să nu rămânem cu nedumeriri. Domnul Butucel, dumneavoastră mai aveți timp. Eu am să vă mai adresez o întrebare. Ați anunțat drept promisiune electorală, zero corupție în primărie. Da. Liderul partidului din care faceți dumneavoastră parte, Gheorghe Cafcaliuc, se află sub sancțiuni internaționale în Uniunea Europeană, inclusiv în statul unde dumneavoastră desfășurați activitate economică. Nu știu dacă sunteți cetățean al Olandei. Nu. Sunteți? Nu sunteți. Bine, trăiți deja de mulți ani acolo. Deci Uniunea Europeană l-a sancționat pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova. Nu vă deranjează acest fapt? Nu, asta nu e... Nu e corect. Dumneavoastră mai spuneți, doriți să manipulați opinia publică. Ce nu este corect? Că Uniunea Europeană a impus sancțiuni? O sancțiuni deoarece domnul Gheorghe Cafcaliuc nu a fost de acord să activeze în regimul PAS.
Și dumneavoastră cum a încercat? Nu. Dacă, eu nu v-am întrebat ce face PAS în Republica Moldova. Asta e subiect separat. V-am întrebat de Uniunea Europeană, care nu este PAS. Tot la comanda guvernării a fost asta făcut. Uniunea Europeană, acționează la comanda PAS? Nu. Uniunea nu. Canada tot a impus acțiuni în privința domnului Cafcaliuc. Tot acționează la comanda PAS? Asta e o manipulare. Ce este manipulare? Eu v-am spus un fapt. Sancțiunile sunt adevărate. Le găsim pe site-urile instituțiilor specializate din țările respective. Corect. Spuse din partea guvernării este spuse. Guvernării. Domnului, el este curat, nu are nimic, împotriva legii, el e foarte curat. Astea sunt din partea conducerii capturate. Am înțeles. Trecem, o sper să mai avem timp să mai adresăm întrebări, dar în acest moment mergem la următoarea rundă, cea de dezbatere între candidați. Vă invit să adresați întrebări unii altora. O să începem, cine a fost primul la care am adresat întrebare, domnul Butucel, o să încep de la dumneavoastră, domnule Ștefăniță. Adresați, vă rog, o întrebare candidatului dumneavoastră din stânga. Domnule, poate liber să alegem... Oricum va trebui să adresați întrebări unii altora. Pe unii altora, dar poate nu așa, că ne indicați cui, poate avem întrebări. Oricum veți adresa, întrebări tuturor, da? Adică, oricum, la toți ceilalți trei contracandidați ne veți adresa întrebări. Eu aș da o întrebare colegului meu, că suntem în același domeniu al pedagogiei, da? Eu absolvent a Facultății de Istorie și Etnopedagogie Universitatea Pedagogică în Creangă. Domnule Andrei, în Chișinău avem un deficit de locuri pentru instituțiile primare, deci grădiniță, de 3200 de locuri. Pentru școală, liceu, gimnazial, 17.000 de locuri. Cum dumneavoastră, în calitate de primar general, ați soluționat această problemă în primii 2 ani de mandat? În primul rând, eu socot că pentru ca să fie posibil de găsit aceste cadre, care dumneavoastră spuneți că sunt locuri vacante, da? Nu vorbesc de, iată, sunt cereri mai multe, dar locuri disponibile la grădiniță sunt mai puține. Eu am înțeles. Deci 3200. Da, deci... Ce facem cu acești 3200 de copii? În primul rând le asigurăm posibilitatea ca ei să fie înscriși în perimetrul acestor clădiri care deja, edificii care deja sunt, dar eu mai am un gând care știu că atinge anumite puncte nevralgice. Eu vreau să promovez ideea ca construcțiile ilegale în Chișinău să fie naționalizate și pe măsura naționalizării se vor elibera spații și vom avea posibilitate. Eu cred că aceasta este posibil, dar desigur că va fi nevoie de o lege organică, va fi nevoie de o susținere din partea guvernării centrale și eu socot că această dimensiune este posibil de realizat. Deci eu din 2000 pledez pentru echitate. Și eu înțeleg cât de mult contează dacă vrem să păstrăm talentele în Republica Moldova. Dacă nu facem echitate, dacă nu mergem pe calea naționalizării, pentru că aceasta va crea spațiu locativ pentru un număr mare de copii, va elibera spații pentru alte categorii de nevoiași și totodată va descuraja serios deci alte construcții. Da, vă rog să adresați parcurs, și o întrebare. Parcurs vor fi și demolate unele din ele. Eu aș vrea să completez. În cazul când eu aș fi consilierul dumneavoastră la primărie, eu v-aș ajuta ca în punctele moarte ale capitalei, cum este zona Mesager, Albișoara, să condiționăm dezvoltarea acestor spații urbane prin reconversiune din fostele zone industriale, să fie rezidențiale, dar condiția numărul 1 pentru dezvoltatori va fi 2-3 școli care vor trebui să fie construite. Asta nu grădinițe, estimate, ca să integrăm acest deficit de loc. Am înțeles. Domnul Munteanu, dar eu să cred că asta este o idee care poate soluționa problema chiar într-un viitor foarte imediat, ceea ce eu am propus. Da. Acum întrebare pentru dumneavoastră, da? Da, dacă pentru domnul Ștefăniță. Domnul Ștefăniță, deci dumneavoastră, nu vi se pare că maniera în care dumneavoastră pledați pentru apărarea muzeilor istorice este un impediment serios pentru dezvoltarea arhitecturii urbane? Nu vi se pare că este un impediment pentru dezvoltarea proiectelor economice mari și foarte mari? Vreau doar să știu punctul dumneavoastră de vedere. Absolut de acord. Dumneavoastră ați punctat drept în 10. Protejând în centru istoric cele 977 care inițial erau, astăzi avem 810, noi protejăm și o mizerie totală care o avem în Chișinău vechi. Eu v-aș duce și v-aș face un ghidaj pe Tighina 21
Știusef 54, Mărie Cebotar 15, unde avem o mizerie și noi protejăm această mizerie sub sintagma monument de categorie națională. Da, mulțumesc pentru răspuns. Plus, statul comite o infracțiune în raport cu acest fond construit, declarat, protejat. Însă și statul prin Ministerul Culturii și prin entitățile de profil. Eu lucrul ăsta l-am înțeles pe parcursul activității profesionale. De asta eu am devenit mai permisiv după ce m-am întors din Japonia, din China și din alte țări ale lumii și am văzut cum se dezvoltă. Lăsați timp să vă poată adresa întrebări. În echilibru, protejând, conservând, restaurând și dezvoltând. Da. Și dezvoltarea care vreau să reușiți să vă adresați întrebări toți unii altora, de asta am să vă rog să dați răspunsuri cât mai scurtuțe la întrebările contracandidaților. La întrebare tot domnul Ștefăniță, fiindcă mai tare s-au deschis pentru întrebări. Mai întâi încrucișat, pentru că altfel eu mă pierd și nu mai țin minte cine cu ei adresat întrebări. Domnul Butucel pentru domnul Râtu și invers, după care le adresați așa întrebări. O întrebare referitor la dumneavoastră, ce program aveți pentru tinerii din municipiu și program, cum doriți să motivați și oportunități le oferiți ca să dezvoltăm, să-i menținem în municipiu, da. Că asta este în viitorul nostru. Evident. Tinerii sunt viitorul nostru, ei merită atenție, merită să fie implicați și merită să fie ajutați ca ei să se implice. Deci eu cred că trebuie mai des să fie întâlnirile între autoritățile publice locale și tineretul studios, inclusiv la universități, la colegii, de venit și de întrebat care sunt problemele lor. Ca ei să vadă, noi pe timpuri, perioada aceea care nu vrem să ne amintim de dânsă, dar din păcate, atunci erau întâlniri în fiecare săptămână, acum copiii câteodată sunt uitați. Sunt părinți care au, zicem, carte și îi ajută pe copii să se ridice, dar sunt copii care rămân nu din vina lor, dar din vina lor. Noi am vrea să construim o cantină pentru studenți, care să fie după modelul ceea ce am văzut la Strasburg. Universitatea Agrară, Universitatea din Tiraspol, au facultăți care dețin biologie, agrare. Deci ei produc acolo anumite produse care pot fi aduse mai ieftin pentru studenți. Da, vă rog să adresați întrebări domnului Butucea. La moment eu am pregătit întrebarea aici, poate am să dau mai ok, da. Bine, atunci haideți să adresăm întrebare pentru domnul Ștefăniță. Am înțeles că tare vreți să adresați o întrebare. Haideți să o ascultăm. Era la tema aceasta despre conservare și despre frâna dezvoltării. Deci dezvoltarea trebuie să fie la periferie. Deci dezvoltare, în suburbii avem posibilitatea să investim și să extindem centrul, să nu fie doar centru, să construiești una peste alta și facem mizerie mai mare. Mizerie mai mare. Deci, monumentele istorice trebuie păstrate. Ele pot fi chiar distruse, complet reconstruite, dacă ele constituie valoare. Eu am văzut în Europa, se păstrează o bucățică din perete și spun că au fost peretele astea, dar noi am restabilit după model. Da, haideți să ascultăm răspunsul domnului. Deci, dacă ceva, cum ați spus dumneavoastră, de Maria Cibotară sau mizeria asta, dacă ceva se întâmplă, înseamnă că cuiva îi trebuie. Cineva vrea să aducă la zero, da. Să arate pe urmă cu degetul și să vină să construiască supra... Domnul Urâtu, haideți să lăsăm pe domnul Ștefăniță deci, să răspundă. Pasibil de dezvoltare este atât centrul istoric, cele 187 de perimetri urbane, cât și cele la alte sectoare și suburbii. Eu pledez pentru dezvoltarea policentrică a Chișinăului, în general. Dar noi avem un Chișinău vechi care trebuie să fie reabilitat, trebuie să cunoască proiecte de asanare și valorificare economică acestui fond construit protejat. Moara Roșii, de exemplu, Moara lui Levenson, pe strada Moara Roșii 5. Eu vă asigur că acolo poate să cunoască un proiect de dezvoltare. Un restaurant, un hotel, birou și oficii, etc. poate fi dezvoltat în fondul construit vechi. Da. Este pasibil dezvoltare inclusiv aceste spații. Mulțumesc pentru răspuns. Avem casa lui Bănulescu Bădone care șede până... Prin regenerare urbană.
totul este trebuie posibil. Să mergem la publicitate. Mă bucur, domnul Ștefăniță, că ați fost la, sunteți la dezbaterile de astăzi. Vorbim foarte mult despre monumentele din Chișinău. Nu știu dacă am fi acordat atât timp. După publicitate revenim să continuăm dezbaterile și sper să avem timp să mai adresăm întrebări legate de problemele capitalei. Independent, cu echipă, categoric, experimentat, cu siguranță entuziastă și totuși profesionist, sigur, integră. Eu, Oleg, un manager bun. Iar eu, o vizionar. Tu pe cine alegi? Decizia o iei după dezbaterele de la TV8. Alege liber. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Psihologul meu, joi, ora 23:00, doar la TV8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. De la antreprenoriat până la strategii de marketing. Invitați de top din lumea business-ului. Experți și lideri de opinie care vă vor împărtăși cunoștințele și experiențele lor. Extindeți-vă orizonturile și îmbunătățiți-vă abilitățile de conducere alături de Andrei Crigan la Business App, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов. 10 парламентов. 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильник се întâmplă ceva. Tot ce e important. Am 5 copii și străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți contează, contează. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am revisit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri.
Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu ușor, ce urmează să se întâmple? Dar cele așa și se murează în procuratură. Cu echipă. Categoric. Experimentat. Cu siguranță entuziastă. Și totuși profesionist. Sigur, integră. Eu, Oleg, un manager bun. Iar eu, o vizionar. Tu pe cine alegi? Decizia o iei după dezbaterele de la TV8. Alege liber. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Psihologul meu, joi, ora 23:00, doar la TV8. Am revenit în studioul Alege Liber. Continuăm dezbaterile dintre candidații din prima rundă a dezbaterilor pentru funcția de primar al Chișinăului la TV8. Înainte de pauză, urma ca domnul Ștefăniță să-i adreseze o întrebare domnului Urâtu, da? Dacă eu mi-amintesc bine. Vă rog, foarte scurt. Domnul Urâtu, iarăși, intrați în mandat. Avem 1200 de proiecte de decizii în Consiliul Municipal Chișinău. Care este puterea dumneavoastră de convingere pentru a convinge cei 51 de consilieri ca să scoată de la Murad din secretariatul CMC cele 1200 de proiecte de decizii? Întrebare simplă. Da, deci eu cred că am suficientă experiență pentru a face asta. Fiind la Comisia Electorală Centrală, am constatat că din 2008 și de a Registrul de Stat a Alegătorilor și de la Murad am început să caut prin documente și imediat s-au găsit și soluția a fost pusă în aplicare, care funcționează și azi. Deci, orice problemă ridicată de cetățeni sau de consilieri sau de lucrători, de funcționari publici care sunt, ele trebuie să merite atenție, să fie cântărite și puse da, unul după altul. Așa. Răspuns. Domnul Butucel, întrebare pentru domnul Munteanu și apoi ce, scuze, vreau să revin la întrebarea dumneavoastră. Uitați, Uniunea Europeană, Canada și alte state au impus acțiuni politice, oponenților politici incomozi, Sandu l-a plâns în baza falsurilor tirajate nerușinoase. Asta scrie un portal de știri în Canada. Din cauza falsurilor tirajate dumneavoastră susțineți că Olanda, țara în care dumneavoastră locuiți, a impus sancțiuni la comanda PAS? Bine, domnul Butucel, întrebare PAS. Pentru domnul Butucel, vă rog să-mi trimiteți și mie, mulțumesc mult. Bine, că este în Canada, da? Vă rog să-mi ajutați numai decât. Întrebare pentru domnul Munteanu. Domnul Munteanu, tot este o problemă, se discută ambuteaj, dar des dumneavoastră dacă călătoriți des prin Germania. Cum și soluția aveți și programul să modernizăm transportul public? Da. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să schimb sistemul de taxare în municipalitate. Vreau să reduc taxa de transport de la 6 la 4 lei. Eu să cot că pe măsura în care vom motiva anumite categorii de oameni să folosească transportul public, dar reconformat, civilizat, deci noi vom avea și în mare parte redus problema deci ambuteiajelor. Asta e una. A doua, eu să cred că în Republica Moldova trebuie să existe
portmonee electronice, special pentru transportul public, deci pentru că ceea ce se încearcă acum a se aplica, deci foarte mulți evită, deoarece așa dispozitive, oricum expui, de exemplu, dacă ieși cineva cu un card cu mulți bani, el se teme să expună, vreau zic, la astfel de dispozitive. Deci asta contează foarte mult. Da. Bine, mulțumim. Întrebare pentru domnul Butucel. Domnul Butucel, cum credeți dumneavoastră, a fost condamnată Republica Moldova pentru ceea ce, numai ce ați menționat, da? Și cu toate acestea, deci președintele partidului dumneavoastră activează din străinătate. Iată, cum puteți explica aceasta? Absolut, pur și simplu pentru informații, pentru că eu personal vreau să cunosc. Și cred că și alți spectatori. Domnul Gheorghe Căfcăliuc e declarat disident politic de către o instituție internațională că e persecutat politic. Asta chiar și dumneavoastră. Ce instituție? Instituția Interpol. Asta și dumneavoastră, vreau să prezint, a făcut public. Interpol a declarat. 20 ianuarie 2022, disident, canalul dumneavoastră. Că domnul Gheorghe Căfcăliuc deja nu mai este dat în căutare, el este liber, dumneavoastră. Și asta ce înseamnă? Că este declarat disident? Da, că asta, după regimul asta nu PAS, sunt echivalente. Dați-o, alt portal de știri. Și dumneavoastră, chiar aseară, s-a atacat colegul. Asta, uitați, a primit, a fost menționat. El s-a făcut, nici nu a citit mesajul ăsta. Cu ce am fost? Eu am spus noi pe dumneavoastră, adevăr? Toate regulile, ca televiziune, ca jurnalist, nu... deontologie, nu respectați regulile. Absolut. Atacați, nimic din ce am zis eu nu josiți. Este neadevărat. Legeți. Totul este adevărat. Nu e adevărat. Uitați, dumneavoastră singuri. TV8, 2022, uitați-vă. Că nu declarat este că nu, de... deja nu e dat în Interpol, da. Și n-are nicio nimic. Domnul Butucel, nu interpretați. Sunt lucruri diferite. Nu. Dumneavoastră nu aveți studii juridice și nu înțelegeți. Întrebarea mea e destul de relevantă și chiar asta dacă... jocuri politici. Da. Politic incomod. Da. Ok, bun. Mulțumesc pentru răspunsuri. Și o întrebare, domnul Butucel. Da, da, dumneavoastră. O întrebare de cum o să fie în contextul la ceea ce am discutat. Dacă domnul Căfcăliuc nu are vină decât Zilionca, cei care au fost Zilionca la Sângărie. Zilionca a făcut ca adevărat conducător. Nu, el nu a participat. Nu, deci dacă nu poartă vină, de ce n-ar veni în Moldova și să vedem care ar fi acțiunile astea guvernării? Eu cred el vine în tip apropiat, asta să vin, deja e plănuit. El în tip apropiat revine. Important acasă. Avioanele să nu-și anuleze zborurile. Haideți să mai avem încă o rundă, adică încă un set de întrebări reciproce. Domnul Ștefăniță pentru domnul Butucel, dar domnul Butucel a fost tocmai asaltat de întrebări, o să începem de aici. Domnul Munteanu, întrebare pentru domnul Urâtu și apoi viceversa. Dacă o să le dați mai scurt să-mi lăsați și mie timp pentru încă o întrebare, am să fiu recunoscător. Domnul Ștefan, eu respect foarte mult personalitatea dumneavoastră și vreau să mă ajutați ca să înțeleagă și alți cetățeni. Este posibil dezvoltarea municipiului Chișinău fără echitate? Dumneavoastră sunteți specialist în drept, din cât înțeleg, da? Eu sunt un promotor a drepturilor da. Omului și... Dar nu drepturile omului, dar echitate. Echitate anume. Printre alte drepturi, dreptul la echitate este și în Constituție. Spuneți-mi, rog, este posibil de definit corect noțiunea de echitate fără cultură economică mai avansată? Aș putea să spun că da, este posibil dacă legea se respectă, dacă avem stat de drept, unde legea este pusă în capul mesei și toți sunt egali în fața legii, atunci va fi și echitate, atunci va fi și, să zicem, economie și celelalte aspecte se mulțumesc. Vor dezvolta. Din păcate, atât problema judecății corecte este o problemă care până acum actuala guvernare se, aș zice, se screme. Da. Mă scuzați domnul și nu poate... Vă rog o întrebare pentru domnul Munteanu. Domnul Munteanu, deci dumneavoastră sunteți din mediul academic și promovați foarte mult, să zicem, economia ca imbolt. Pentru dezvoltarea municipiului. Ca factora creșterii. Ca factora creșterii, da, ca factora creșterii. Deci credeți dumneavoastră că numai prin creșterea economiei nu cumva aducem mai multe tentații celor care caută să fie corupți, să-și împle buzunarele? Mulțumesc pentru întrebare. Stimate domnule Urâtu, deci eu promovez nu numai creșterea economică, eu promovez noțiunea de scalare economică. Diferența dintre creștere și scalare este una esențială, o să vă consultați în timp cuvenit. Mai mult ca atât, eu promovez calcularea randamentului economic din investiții în educație, iar acesta este un indicator foarte important pentru a reflecta calitatea distribuției.
Deci dacă noi am fi promovat aceasta din 2004, este deja prevăzut în codul educației, articolul 140, alineatul 1, litera D, dar nu se calculează și eu cred că aceasta se evită intenționat. Dacă s-ar fi respectat din 2014 până în zilele noastre, noi nu am fi căzut în clasamentul internațional după indicele global al inovării, noi nu am fi căzut de pe locul 43-60. Da. S-a produs o scădere dramatică și eu socot că aceasta contează și asta promovez și contează foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns și aici o rundă de întrebări și răspunsuri între dumneavoastră. Cine vrea să înceapă? Spate eu. Da. Bun, eu iarăși cu cifrele. Domnul Tucel, în 2015-2016, din toate liceele din Chișinău, au plecat cu totul și nu absolvenți 15.000 de elevi. Numărul studenților 2010 erau 110.000, astăzi noi avem în jur la 60.000. Ce mesaj ați dat dumneavoastră ca să convingeți ca hemoragia socială să scadă? Pentru că prognozele pentru Chișinău sunt foarte triste. Da, cred că întrebarea e clară. Domnul Buducea. Mesajul, eu cum am zis, om de afaceri, vin din domeniul construcției. În spate am echipă de consilieri care... Avem și profesori care nu mi se ocupă cu așa proiect. Eu nu pot să vă spun precis ce să facem, cum să facem, dar avem programe diferite pentru tineri. Da. Domnul Buducea, o întrebare pentru domnul Rut. Cer scuze. Colegii mei, nu pot să cunoști tot. Eu sunt manager, să fac mai multe echipe, grupe în fiecare domenii. Asta... Da. Pentru domnul Ștefăniță, o întrebare? Domnul Ștefăniță, dumneavoastră ce aveți pe ce în program pentru spațiile verzi sau cum, pentru energie de ceva. Cu adevărat, în platforma electorală a Mișcării Respect Moldova, deci subsemnatul, pledează pentru vegetalizare urbană, demineralizare, decarbonizare, reducerea CO2 și de a avea un oraș neutru climatic. Ce presupune lucrul ăsta? Vegetalizare. Diminuarea prin vegetalizare. Diminuarea temperaturii în spațiu urban și investirea unui efort financiar pentru plămânii verzi ai urbii. Imunitatea urbană depinde de oxigenul care îl respirăm. Asta, eficiență energetică, case pasive, consum de 15 kW per metru pătrat pentru răcire și pentru încălzire timp de un an de zile. Da. Domnul Ștefăniță, mulțumesc mult. Trecem la... Mai aveți câtva timp, mai puțin domnul Urâtu, așa că am să mai adresez câte un set de întrebări pentru... toți ceilalți candidați, domnul Rutu, dacă o să mă rugați, am să vă adresez și dumneavoastră o întrebare, dar din contul minutului final. Așa că trebuie să vă gândiți dacă vreți. Domnul Munteanu a zis că vă rugăm, înseamnă că o să începem de la dumneavoastră, dacă vă doriți cel mai mult asta. Programul dumneavoastră electoral, am citit, conține o groază de promisiuni electorale care, aparent, că puțin așa mi s-a părut mie, depășesc un mandat de 4 ani. Era vorba de crearea mai multor instituții, Institutul Municipal de Cercetare Urbanistică și Economie Urbană, Centrul de Cercetare și Consultanță în domeniul economic, viitorist urban, plus un pachet de servicii de stomatologie din contul Poliției de Asigurare Medicală obligatorie. Ziceam, aparent... În contul. Adică din acei bani care sunt acolo... Dacă, vreau să vă întreb, dacă ați făcut o analiză, câți bani, cât timp, ce resurse umane sunt necesare pentru a realiza toate aceste promisiuni electorale pe care le-ați făcut, ori noi suntem deprinși că în electorală se promite mult și după ce se încheie mandatul, avem răspunsuri de ce nu s-a reușit. Vă explic. În primul rând, nu este abordarea corectă atunci când spuneți că trebuie deci numai decât cifre concrete. De ce? Pentru că logica economică nu întotdeauna sugerează că tot ceea ce este o idee progresistă numai decât cere nevoie de a fi exprimat în cifre din start. Eu pur și simplu cred că, de exemplu, a introduce politica aceasta de a acorda, de exemplu, un pachet de servicii stomatologice în contul Poliției Medicale de Asigurare Obligatorie, asta durează câteva săptămâni, o lună, se adaptează, vreau zic, cadrul regulatoriu și după aceea, știți ce se va întâmpla? Se va întâmpla că Republica Moldova va avea nevoie de mai puține cheltuieli pentru tratarea bolilor interne. Asta e științific demonstrat. Pentru aceasta trebuie numai decât de calculat un buget, nu e nevoie, estimată doamnă. Am depășit. Suntem deja din minutul final, adică să fiți atent. Sunteți sub un minut. Puteți să continuați să vorbiți, dar eu vă recomand să țineți cont de asta.
Al doilea, deci noi nu avem nevoie de a prezenta cifre cu privire la inițiativele noastre, că centrele acestea pot fi formate în decurs de câteva săptămâni. Am înțeles, dar ele oricum necesită cheltuieli, spațiu, oameni plătiți, adică eu la asta mă refer. Deci eu sunt de acord cu faptul că știți de ce noi nu ne dezvoltăm? De atâta când Republica Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se fac multe lucruri care nu au sens. Deci se cheltuie bani pentru lucruri care nu dau valoare adăugată, unele lucruri vor fi încetinite și vor fi substituite cu altele, da. Cu altele care dau valoare adăugată. Lăsați măcar 30 de secunde. Ce scuze, tot noi avem un program pentru tineret, ca să motivăm tineretul. Deci vreți să răspundeți la domnul... Da. Avem un program pentru tineret ca să îi motivăm tinerii care studiază, de ce pleacă mulți, că după ce finalizează studiile, nu are unii activa, nu are unii munci. Noi mai implementăm un proiect pentru tinerii începători, simplificarea înregistrării companiilor, actelor, în timp de 2 zile, cum funcționează asta în Olanda și toate spațiile care întreprinderile, sunt mulți spații sunt goale, nu le folosesc nimeni într-o stare care se ruinează, să le dăm la tineri cu chiria de 1 leu pe lună sau pe an. Să aibă cu ce începe afacerea. Și așa să apare și locuri de muncă și a fi motivat și poate dezvolta afacerea ca să ridicăm... Da. Mulțumesc pentru răspuns. Domnul Ștefăniță, dumneavoastră aveți mai puțin timp, dar mai aveți încă 40 de secunde. 39 de secunde vă răspund la o întrebare. Vă răspundeți. Eu o întreb, ca să nu se supere domnul Butucel, că l-am întrebat numai pe dumnealui despre domnul Cafcaliuc. Întrebarea față de dumneavoastră. Eu știu deja întrebarea. Nu știți. Dar te ascultăm. Și vă dau și răspunsul deja. Deci întrebarea mea cu nedumerire este de ce ați ales să mergeți într-un partid cu domnul Eugen Nichiforciuc, ori, pe lângă dosarul penal pe care sigur că știți că dumnealui îl are, eu în calitate de jurnalist de investigație, cel puțin eu, am descoperit și dumnealui a confirmat aceste lucruri, cel puțin câteva amendamente propuse de dumnealui în Parlament și votate, legate, care au creat condiții, deci amendamente dubioase, pentru favorizarea unor vânzări de anumite tipuri de țigări, secretizarea numelor străinilor care obțin cetățenie moldovenească prin investiții. Faptul că nu știm numele acestor oameni se datorează domnul Nichiforciuc prin amendamentele dumnealui. Domnul Nichiforciuc împreună cu domnul Andronache au fost voturile de aur în Parlamentul anul până la legile 2021 pentru că au oferit voturile necesare majorității PSRM Șor ca să voteze foarte multe proiecte extrem de problematice. Acum eu vă răspund nu în calitate de jurnalist, vă răspund în calitate de jurist. Da? Vă fac și eu jurisprudență. Că... Da? Că jurnalist nu puteți că nu sunteți. Atât timp cât nu este o hotărâre a instanței, este prezumția de nevinovăție. În rest, eu știu că în Republica Moldova, în fabula aceasta din sistem și în balada care o trăiesc și sunt martor din copilărie până în prezent, eu am auzit tot ce vrei despre fiecare. Pus bude человек, статья найдем. Iată asta vă răspund. Da. Deci și mie, și eu am fost numit avocatul mafiei imobiliare. Pe când eu știu că am venit la serviciu trup și suflet și am făcut maxim posibil ca legea ocrutirii monumentelor să funcționeze. Mecanismul de protecție și prevalarea patrimoniului să funcționeze. Nu, eu vă spun că am devenit șomer pe data de 21 noiembrie 2021 prin manipulare și prin politică murdară care domină în această țărișoară. Deci dumneavoastră aveți încredere sau nu, domnul? Eu vă spun, atât da timp cât nu este o hotărâre a instanței, ca jurist vă spun acum, da? Eu în interpretările media nu cred. Am înțeles. Prezumția nevinovăției, aveți dreptul exact. Să o aveți. Sigur, asta este un atribut absolut necesar unui stat de drept. Domnul Butucel, dumneavoastră mai aveți timp, așa că voi mai adresa întrebări pentru dumneavoastră. Ați pomenit astăzi de câteva ori despre afacerea pe care aveți în Olanda. Eu aseară am fost foarte curioasă să văd ce afacere aveți dumneavoastră în Olanda, cu ce se ocupă compania pe care o administrați, că este o companie din domeniul construcțiilor. Ce am văzut eu, consultând mai multe site-uri, emisiuni la care ați participat, compania dumneavoastră face reparații în case și apartamente, corect? Nu, nu mă. N-am văzut nimic altceva. Construcții imobiliare, n-am văzut. Noi nu publicăm pe site, pe nimic, dar am făcut foarte multe lucrări. Câți angajați are compania dumneavoastră? Diferite momente. 10, 20, 30, cel 50 maximum. Pe mai multe registre publice de comerț publice din Olanda, informația pe care am găsit-o despre compania pe care o administrați arată că are un singur angajat. Cum are este posibil? Eu pot să vă arăt poză cu colegi care avem foarte... Iată, colegii mei au pus, numai că nu se vede,
Dacă puteți să dați mai aproape. Mai jos informația despre, eu nu știu olandeza, am tradus cu Google Translate, dumneavoastră o cunoașteți. Acolo se ridică. Mai multe videouri, poze. Mai sus vă rog să ridicați pentru că nu se vede. Sunt mulți, sunt poze diferite. Deci aveți sau nu? Sau sunt angajați sezonieri? Sunt angajați cu carte de muncă sau sunt oameni care... Toți oficial, primesc salarii, toți sunt oficial. Au forme, dacă intrați la mine pe rețelele de socializare, vedeți pe toți frumoși, cum șed. Da, am văzut poze cu oameni acolo, asta, dar angajați. Uitați-vă, asta... De ce scrie doar unul? Ce scrie acolo? Nu știu ce scrie acolo. Dar eu vă spun, uitați-vă la televiziunea olandeză când vorbesc. Echipa Constantin Butucel. CIB Bau, da? Care... Îmi place să urmăresc actele oficiale. Ele cumva n-ar trebui să mintă, nu? Cel puțin acolo, cred că e mai multă ordine decât Republica Moldova în documentele oficiale. Vreau să vă mai întreb cât timp mai avem, mai avem un pic. Nu am găsit CV-ul dumneavoastră. Am găsit un CV, dar era atât de mărunt, nu se vedea nimic. Spuneți-mi ce studii sau activități pe care le desfășurați sau le-ați desfășurat. L-ați desfășurat anterior, vă recomandă ca un bun administrator al unei capitale. Corect. Da. Pe care? Studii sau activități pe care le-ați făcut? Eu am absolut o universitate tehnică, inginerie și management în transport. În Olanda, am practicat multe cursuri în diferite domenii, management și construcții, care eu nu le-am publicat nicăieri, că nu-i frumos să te lauți în gărpi tine. Și am construit mai multe echipe în domeniul construcției. Uh-huh. Și am experiență bogată în tot necesită municipiul Chișinău. Municipiul Chișinău are diferite domenii, de exemplu, chiar și medical. Și medical, în echipa mea care o am la spate, avem și doi foarte buni specialiști în medicină. Foarte buni specialiști, menționez. Desigur, eu să mai fac o echipă că pot tot orașul să-l conduc și să-l... Da. Nu mai reușesc să vă adresez încă o întrebare. Aș fi incorrectă, pentru că va trebui să consumați din minutul final. De asta o să aveți un pic mai mult de un minut. Trecem la minutul final, în care vă invit să vă adresați și să conveniți într-un minut alegătorii să-și dea votul anume pentru dumneavoastră. O să încep de la domnul Urâtu. Vă uitați la camera asta, unul. Stimați alegători, formatul acestor discuții nu ne-a permis să vorbim despre câinii vagabonzi, despre cerșători, despre planurile pe care le avem cu ambuteiajele și cu parcările și cu trecerile subterane și perspectiva dezvoltării transportului în municipiul Chișinău de lungă durată și managementul la primărie, combaterea corupției și multe, multe alte probleme pe care noi le-am dezbătut în alte formate și pe care le avem. Avem foarte bune cunoștințe și proiecte pentru aceste probleme, soluții pentru problemele date. Deci avem o echipă foarte bună a Partidului Voința Poporului, 29 de consilieri. Eu sunt Ștefan Urâtu și știu toate problemele, știu cum de soluționat. Am înaintat candidatura mea pentru următorii 4 ani, ca odată să punem punct pe toate contradicțiile dintre puterea centrală. Da, mulțumesc. Primărie. Da, mulțumesc foarte mult. Domnul Munteanu, vă invit pe dumneavoastră pentru minutul de final. Stimați chișinăuieni, dezvoltarea depinde foarte mult de procesul decizional. Noi venim, Andrei Munteanu și echipa partidului Noi, Renuim Moldova, venim cu calitatea a unui proces decizional net superior celui de până acum. Multe lucruri care s-au făcut inutile, dar au fost finanțate, vor fi înlăturate, vor fi aduse noi servicii care aduc valoare adăugată, în primul rând, în dimensiunea muncii intelectuale și toate acestea va fi făcut exclusiv da, cu interesul mulțumesc. De a vă asigura confortul dumneavoastră ca cetățeni. Mulțumesc că nu se aude pentru că colegii mei închid microfonul la un minut. De asta vă rog să țineți cont și să vă încadrați acest ultim minut de cuvânt. Mulțumesc și dumneavoastră. Domnul Ștefăniță. Stimați cetădini, pe 5 noiembrie vin în fața dumneavoastră ca un specialist format, cu 7 ani de acasă, cu 37 de ani dedicate formării profesionale continue. O lecție am învățat-o la Kyoto în Japonia. 3 lecții învățate în 2010-2011-2012 în China. O lecție am învățat-o în Montreal, la Universitatea din Quebec, deci în 2013. 2013 iarăși Brazilia.
la Rio de Janeiro. Guvernul francez a investit în mine. Agenția germană de energie a investit în mine. Astăzi vin ca un specialist format în managementul urban și vă îndemn pe 5 noiembrie 4 și locul 2. Mișcare Respect Moldova. Da, mulțumesc, domnul Butucel. De asta aveți cel mai mult timp. Bună seara, stimați telespectori, locuitori Muncii Chișinău. Vă rog să nu vă lăsați manipulați de această televiziune și moderatoare. Are misiunea să mă defaimeze, cum pe mine și așa și domnul președinte. Cred că sunteți înțelepți și luați decizia singur. Mă numesc Constantin Butucel, am revenit din Olanda, unde am activat 12 ani, în domeniul construcției. În Olanda ne stimează, ne respectă, în Republica Moldova, cu părere de rău, avem și avem. Am experiența necesară și tot ce am acumulat pe parcursul anilor, dorim împreună cu dumneavoastră să facem o echipă, să plantăm în Republica Moldova. La 5 noiembrie, votați Constantin Butucel în funcție primar general al municipiului Chișinău și echipa de consilieri puternică, pace, în municipiul Chișinău. Numărul 3 în buletin de vot. Vă mulțumesc. Mai aveți 18 secunde. Eu vă promit că municipiul Chișinău și mândria Republicii Moldova și a Europei. Facem împreună o bijuterie și schimbăm radical infrastructura și tot ce va fi nevoie. Vă mulțumim. Mulțumesc tuturor candidaților prezenți la dezbaterile din această seară. Eu vă doresc succes în această campanie electorală, să învingă la alegerile din 5 noiembrie cel mai bun dintre candidați, cel care va putea cel mai bine să își respecte promisiunile și să facă din Chișinău un oraș în care să ne fie de-a dragul să trăim. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit în această seară. Eu vă aștept mâine la o nouă rundă de dezbatere electorale. Până atunci, să aveți o seară frumoasă și alegeți liber!